Primăria municipiului Timișoara continuă să extindă rețeaua de iluminat public. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru lucrările de proiectare și execuția obiectivului de investiții, extindere iluminat public pe strada Radu Tudoran și Calea Dorobanților. Contractul are o valoare de aproape 215.000 de lei. Proiectul va fi realizat în 6 luni, împărțit în 2 etape. Prima etapă de 3 luni va cuprinde elaborarea documentației tehnice și obținerea autorizației de construire. În cea de-a doua etapă vor fi executate lucrările propriu-zise și vor fi întocmite auditul energetic și raportul de luminozitate. Garanția lucrărilor este de 60 de luni, oferind astfel siguranța că rețeaua de iluminat public va funcționa la parametri optimi pentru o perioadă îndelungată după finalizarea proiectului. Primăria municipiului Timișoara are în derulare licitația pentru modernizarea iluminatului public pe 64 de bulevarde și străzi. Obiectivul acestei investiții, dar și altor două proiecte care vizează modernizarea sistemului pe 92 de străzi și bulevarde, este de a reduce factura la curent și de a crește gradul de siguranță.